Salutare! Cam toate vinurile roșii pe care le bem au la bază soiuri de struguri din străinătate, aclimatizate aici, din Franța, din Italia, din Spania, de aiurea. Azi abordăm un vin făcut dintr-un soi românesc, rară neagră de purcari, roșu sec 2021. Rară neagră îi zice în Moldova, în România îi zice băbească neagră. Popularii se mai zice și rășchirata, crăcănata, are mai multe nume haioase. E un soi autohton virgin, în care se pare că genetica nu și-a băgat nasul. Un soi popular, perpetuat de viticultori din cele mai vechi timpuri. Chipurile ar fi fost plantat și de daci. Că e mit sau adevăr, nu știu. Dar prezența unui soi românesc în pahar, la o calitate egală cu cele mai tari vinuri din lume, e un motiv de mândrie. Vin de băbească se face dintotdeauna în România, dar în raftul de vinuri e mai degrabă o cenușăreasă. Sub numele de rară neagră, frații moldoveni au transformat băbeasca într-o prințesă. E meritul celor de la Purcari. Să vorbim și despre vin. Eu am cunoscut rara neagră în versiunea 2019. Dar ceea ce am aici în pahar, 2021, mi se pare foarte interesant. Am vorbit cu mulți producători de vin pe tema celui mai bun an ever din punct de vedere meteo pentru struguri și pentru vin. Acum e primăvara lui 2023, pot consemna răspunsul dominant al viticultorilor, 2021. Așadar, pentru partea asta de Europa, România, Moldova, sunt convins că etichetele de 2021 vor fi apreciate multă vreme de acum încolo. Rară neagră, un vin cu corp mediu, concentrație alcoolică un pic sub a altor vinuri roșii, numai 13%, ceea ce am prezentat până acum, cred că aveau 14,5%. E maturat 6 luni în baric de stejar franțuzesc. Un vin de 2021 e cam tânăr pentru mine, dar promite. Se simte vinul tânăr, e ușor aspru, ușor taninos. Asta nu înseamnă neapărat că e rău. Sunt o groază de oameni care preferă accente mai bărbătești așa în pahar. Eu vorbesc de ce îmi place mie, deci pentru mine nu este grozav. Îmi plac vinurile un pic mai vechi pentru că timpul mai netezește din asperitățile astea, mai rotunjește asprima. Și aciditatea îi conferă gustul de vin mai degrabă tineră. Dar pentru vârsta lui aș zice că este un vin echilibrat. Aromele declarate de producători includ ciocolată, vanilie, prune, fructe uscate. Cam asta ar scoate în evidență prezentarea unui expert fandosit. Eu mă proclam expert popular. Așa că zic și cu această ocazie, nu te stresa dacă nu identifici aceste arome, dacă nu bifezi tot ce scrie pe etichetă. Simțurile tale sunt unice. Dacă limba ta spune că e bun, nu e nevoie să argumentezi în 500 de cuvinte. Nu-ți dă nimeni extemporal pe chestia asta. Acum vreo 5 ani știu când am făcut cursurile de degustători autorizați, știu că eram și eu disperat după asta, să simt toate aromele. M-am și lăsat de fumat în acea perioadă pentru a-mi crește competențele gustative. M-am liniștit. Nu facem fișe de degustare, nu dăm note. Savurăm un vin. E totuși de apreciat post-gustul. Și ăsta e un vin remarcabil de lung. Aroma se rămâne pe limbă, intră în prelungiri, tot nu dispare. E o trăsătură pe care am regăsit-o la foarte multe vinuri moldovenești. Lungimea asta deosebită. E de asortat cu un meniu care trebuie neapărat să cuprindă carne trecută peste grătar sau printr-un cuptor. Porc sau vită. Combinația ideală pentru mine, un steak medium sos gorgonzola. Să vorbim un pic și de vinăria Purcari. E în sud-estul Republicii Moldova, în lunca Nistrului, o zonă de unde vin multe vinuri bune. Castel Mimi, etc., domeniile Pripa, Pelican, Negru. E departe, 120 de km de Chișinău, dar eu zic că merită excursia. Acest 1827 este anul înființării vinăriei pe vremea țarilor. Deci, fac vin de ceva vreme, se pricep. 2013-2014 ar fi perioada în care grupul Purcari s-a restructurat, s-a modernizat și Chateau Purcari, ăsta pe care îl vezi aici pe etichetă, a devenit supercomplexul enoturistic care este acum. Ce îți oferă acolo? Ce nu îți oferă? Ai de vizitat beciuri, fabrică, terase, restaurante. Ne-am trecut pe acolo iarna, nu am prins activități outdoor, dar pe domeniu poți face o drumeție, te plimbi cu bicicleta, ai două bălți, poți pescui, te plimbi cu barca. Au și hotel de 4 stele în caz că vrei să dormi acolo. E o destinație bună de city break.
Rara neagră de purcari 2021. Un vin promițător. Noroc.